Vor fi plecați ei în trombă, dar noi, ceilalți, ne mândrim că vom ajunge la castrele romane prin forțe proprii. Claudiu este transportat de Iancu, gazda noastră primitoare. Aventurile cu snowmobilul din iarnă par să-i fi deschis și gustul pentru ATV. Pentru ca întrecerea să fie cât de cât echilibrată, noi am pornit în zori. Cine ajunge primul? Și aici e șanțul. Au mai rămas câteva zeci de metri din el. Da, au rămas cam 60 de metri de zid și șanț de apărare. Pentru că aici au încercat dacii să îi oprească pe romani în pătrunde că de salmise Jetuza. Deci veneau pe vârfuri și în spate la vârful Șureanu au încercat să oprească. Eu știu că i-au oprit în prima perioadă, după aceea n-au reușit să mai oprească. Romanii veneau pe drumul pe care am venit și noi? Romanii veneau exact pe acolo pe drum. Nu era drum așa cum e acum, era un drum numai de căruță. Se pleca prin poarta Raiului și se ajungea aici la sus, la vârful Șureanu. Deci la vârful Șureanu, pe vârful Comărnicel. Acolo e vârful Comărnicel. Da, pe bătrâna, ajunge la salmise Jetuza. Ce să vezi? Ne-au ajuns din urmă atât de repede? Suntem la altitudine de aproximativ 2000 de metri. Se găsesc afine, iar pentru cei cu condiție fizică bună, este o plimbare deosebită, o zonă excepțională. Totodată, pentru cei cu o condiție mai puțin bună, le recomandăm să-și închirieze din zona ATV-uri sau plimbări cu mașina. Sunt trasee destul de bine marcate și în zona, la fiecare pensiune, există personal capabil să-i îndrume să ajungă în aceste locuri. La drum, mai departe, spre Comărnicel. Că doar n-or să ajungă ei primii. Am ajuns în momentul de față pe amplansamentul castrului roman de pe dealul Comărnicelului. Este un castru roman de traversare a munților, unde de marș, e un castru roman de marș, pentru că aici se opreau cei care traversau munții, ca să aibă un loc de adăpost unde să stea peste noapte, să dorm peste noapte, să poată să stea. Deci castrele erau făcute în așa fel încât, dintre la un castru la altul, dura cam o zi să ajungă. Mai avem puțin de urcat către locul care le conferea romanilor cel mai important avantaj strategic din întreaga zonă. Până în epoca modernă, castrul ridicat de ei sub vârful lui Pătru, la 1987 de metri, a fost obiectivul militar aflat la cea mai mare înălțime din țară. Castrul roman de sub vârful lui Pătru a fost construit la anul 102, după războiul cu dacii, și era un castru menit pentru apărarea trecerii către salmise Jetuza. Deci, noi în momentul de față suntem pe o săpătură arheologică făcută de Muzeul de la Alba. Nefinalizată, numai începută și nefinalizată. Probabil n-au fost fonduri. Și aici era cel mai bun punct de observat. Aici era cel mai bun punct de observat între castrul de la Piatra Craiovei și salmise Jetuza.